Elevii se întorc la școli de luni, însă ninsorile revin și ele. Meteorologii anunță că ne putem aștepta la noi reprize de viscol săptămâna viitoare. Deocamdată este valabil un cod galben de polei pentru aproape toată țara. Adrian Păsărin vine cu detaliile. Adi, bun găsit, ce mai anunță meteorologii? Bun găsit, deși astăzi am avut parte de o îmbunătățire a vremii, cel puțin aici în capitală, prognoza pe perioada următoare nu este una tocmai bună. De săptămâna viitoare s-ar putea reîntoarce ninsorile, însă mai multe despre ce ne așteaptă în perioada următoare ne va spune meteorologul de serviciu Romica Jurca. Ne spuneți, vă rog, cum va fi vremea de săptămâna viitoare? Veștile nu sunt foarte bune. Astăzi, mâine, chiar și în cea mai mare parte a zilei de duminică ne vom bucura de temperaturi cât de cât agreabile. Bucureștiul, spre exemplu, a ajuns astăzi la 0 grade Afumați, 2 Băneasa și 4 grade la Filaret. În țară, minus 6, minus 7 grade pe la Adjud, pe la Bacău, 8 grade în partea de sud a Banatului. Cei drept în Banat și în Crișana, la această oră plouă. Când au început ploile, s-a produs și polei. Posibilități de producere a poleiului, care este un fenomen periculos, vor exista în următoarele ore și la noapte și în Transilvania și în nordul Moldovei, apoi în Oltenia, vestul Munteniei. Pe parcursul zilei de mâine, cel puțin în prima parte a zilei, poleiul să fie practic la el acasă, în sudul Moldovei, în Bărăgan și în Dobrogea. Mâine noapte, precipitațiile predominant sub formă de ninsoare se vor restrânge ca arie și vor fi prezente în interiorul arcului carpatic. Duminică va fi o vreme în general frumoasă, cu ceva fulgâri sau ninsori slabe izolate prin Maramureș și Transilvania la munte, dar duminică noaptea spre luni, în centru, în sudul și în estul țării, va fi ger. În estul Transilvaniei, aproximativ minus 19 grade, cu minus 10, minus 12 în capitală. Ei bine, din păcate, de luni, noaptea spre marți, se întorc ninsorile, se intensifică vântul în Muntenia, în Dobrogea, în sudul Olteniei, apoi ninsorile vor fi prezente în toată partea sudică și de răsărită a țării, asociate și cu intensificări de vânt. Este strat de zăpadă consistent, se va mai depune zăpadă, n-aș putea să precizez de acum cât, dar undeva la 15-20 de centimetri peste stratul deja existent, probabilitatea să se realizeze așa ceva este destul de mare și o îmbunătățire a vremii sau o liniștire a vremii ar fi de-abia din 20 ianuarie. Deci, pentru cei care vor să plece la weekend, în weekend la munte? Au undă verde din partea meteorologilor și pot pleca mâine mai după primele ore ale dimineții. La munte o să mai fie ceva ninsori, vântul până mâine la prânz va fi destul de intens, mai ales pe creste. După aceea vremea se va liniști, va fi foarte bine, temperaturile nu vor fi foarte coborâte. Dacă mai rămân și în cursul nopții de duminică spre luni acolo, gerul va fi prezent și în zona montană, în special în cea înaltă. Mulțumim frumos. Așadar, veștile nu sunt tocmai bune pentru săptămâna viitoare. De marți, iată că se întorc din nou ninsorile. Vom vedea dacă autoritățile vor fi pregătite pentru acest fenomen.